Hristos a înviat. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim întrânsa. Aleluia! Această invitație este adresată de biserică tuturor acelora care se mărturisesc că sunt ucenicii lui Iisus în octava sărbătorii Învierii Domnului, începând de astăzi până duminica viitoare, dar spiritul invitației ajunge până la Rusalii, fiindcă avem 50 de zile de bucurie pentru că Domnul a înviat din morți. Pentru că moartea nu mai are ultimul cuvânt, nici în viața noastră, nici în viețile celorlalți. Pentru că Domnul ne însoțește și este prezent cu noi în toate momentele, mai ales acela care se înseamnă cruce, suferință, oboseală, respingere, marginalizare. Iată de ce astăzi este ziua în care începem celebrarea speranței noastre într-o viață cu adevărat autentică, împreună cu Domnul înviat și împreună cu toți cei care au crezut în El. Dar bucuria, după cum știm, are întotdeauna nuanțe în viețile noastre. Sunt unii în care probabil frica sau oboseala sau indiferența sau rutina au ceva mai mult de spus decât această invitație la bucurie și de aceea învierea nu este trăită plenar cu toată ființa, cu trupul, cu sufletul, cu mintea, ci poate rămâne așa într-un registru exterior, adică la tradiții, la mâncăruri, la vizite între prieteni, dar în adâncul inimii noastre nu se simte această bucurie profundă, și anume că viața este în mâinile lui Dumnezeu și a noastră și a tuturor și cu dânsul vom învia și noi. Unii încearcă să mai aducă niște argumente în favoarea acestei diminuări a gustului pentru bucuria pascală prin faptul că prea mult s-a pus accentul în trecut, în formarea noastră creștină, pe învierea biologică a lui Iisus. Înviere biologică care este cumva, subliniată și de reînvierea naturii din afara bisericii. Observăm că și astăzi soarele este mai prietenos, după zile așa cu nori și ploaie. Observăm că și pomii au început să înmugurească, florile la fel strălucesc. Adică spuneau unii, sigur, e un fel de deplasare, să spunem, a ceea ce se întâmplă în natură, în registru spiritual, și aici oamenii celebrează și ei cumva revenirea naturii la viață. Nu este asta. Sigur, Iisus Hristos a înviat, așa cum știm, cu trupul Său, a fost recunoscut de martorii calificați. Vom asculta în zilele următoare foarte multe descrieri ale aparițiilor lui Iisus, care se pretează în a fi tot atâtea drumuri de întâlnire cu El. Însă, cât privește bucuria aceea, să spunem, diminuată sau cumva legată sau cu aripile pe jos, am putea să o traducem în alt fel, folosind metafora, să spunem, din Evanghelia de astăzi, și anume, unii dintre noi n-au observat că piatra a fost dată deoparte de la mormânt. Că mormântul este gol și nu mai este piatră în fața mormântului. Nu reușesc unii să vadă, deci, că piatra este dată deoparte, probabil din cauza suferinței pe care o trăiesc, probabil din cauza durerii, a inimilor frânte, a încercărilor de tot felul. Și de aceea sunt cumva striviți de această piatră a mormântului propriu, a suferințelor lor, și nu reușesc să vadă speranța într-o viață cu adevărat puternică, autentică, împreună cu Hristos. Această, să spunem, lectură a suferinței și a, să zic așa, a oboselii și a indiferenței noastre în raport cu Hristos se datorează, în primul rând, inimii noastre, cum am zis, obosite și frânte. Nu reușim, deci, să o însănătoșim sau să-i aducem acel spirit, de viață, de bucurie. De aceea, pentru unii, piatra încă n-a fost dată de la mormânt sau nu observă că este dată deoparte. Există apoi și alte cauze, să spunem așa. Se poate întâmpla ca unul sau altul dintre noi să ajungă într-un mormânt și să aibă o piatră deasupra, dar nu din cauza lui, ci din cauza altcuiva.
Se poate, știu, să fie într-un mormânt și cu piatra pusă deasupra din cauza unor evenimente, a unor circumstanțe, întâmplări neprietenoase și de aceea nu reușește să iasă de acolo și nici nu poate să trăiască, să spunem, bucuria aceasta a libertății în Hristos. Începând în această duminică, noi vom asculta mai multe astfel de prezentări ale aparițiilor lui Iisus, care se transformă în tot atâtea drumuri de identificare a căutării lui Iisus în viață și a întâlnirii cu El. Astăzi avem trei tipologii și s-ar putea să ne recunoaștem în aceste trei modele. Prima este Maria Magdalena, care din cauza durerii inimii ei ținea foarte mult la Mântuitorul, sigur nici nu-și închipuia că poate Iisus să învie sau să plece de la mormânt. S-a dus dis de dimineață, în zori, încă nu se făcuse lumină la mormânt, ca să plângă, sigur, de durere. Și această durere a Mariei Magdalena se prelungește oarecum în dorința ei de a păstra piatra la mormânt, ca să aibă unde să vină și să mai plângă. Nu putea să creadă, așadar, că piatra fusese dată deoparte și că Iisus nu mai este acolo. Prin urmare, avem o astfel de, eu știu, de relație cu Iisus, care se bazează poate mai mult pe durere, pe lamentațiune, pe, nu știu, pe această încercare a inimii și a iubirii noastre, care uneori este trădată, este călcată în picioare, nerecunoscută. Se și vorbește că, de altfel, deficitul cel mai mare de care suferă lumea din zilele noastre este iubirea oferită și primită de cineva și acceptată de cineva. De multe ori oferim iubire, dar nu este acceptată sau tratată, așa să spunem, cu indiferență sau în mod utilitarist, se profită de iubirea celuilalt, este călcată în picioare, nerecunoscută, dar deficitul este aici. Și cumva Maria Magdalena exemplifică această situație a iubirii care, într-un fel, nu este, simte că nu vine înapoi, că nu este recunoscută. De aceea, ea vrea să și-l atingă în momentul în care îl recunoaște pe Iisus, vrea să pună mâna pe El. Sigur, această formă, să zic așa, de căutare a lui Iisus și de întâlnire a lui Iisus, care sublinează mai mult durerea, suferința, încercarea, despărțirea, poate să fie și o explicație, în cazurile unora dintre noi, a faptului că nu reușim să ne bucurăm astăzi. Probabil nu avem un drum din acesta către Iisus Hristos înviat care să fie marcat de disponibilitatea de a-i primi iubirea Lui în totalitate și de a o trăi. Fiindcă ne e teamă, probabil, sau, știu, nu renunțăm la autonomia noastră, vrem să rămânem noi înșine, nu cumva să intre cineva în interiorul nostru, să ne cunoască mai bine decât ne cunoaștem noi, și așa mai departe. Maria Magdalena, așadar, este o tipologie a relației cu Iisus Hristos înviat, în care se pune accentul mai mult pe piatra de la mormânt, mai mult pe durere, mai mult pe despărțire, și, sigur, mai puțin pe ceea ce ar trebui să fie primirea iubirii cu toată ființa, iubirii lui Hristos, evident. Al doua tipologie este aceea lui Ioan. Am văzut că în preocuparea sau în îngrijorarea Mariei Magdalena că Iisus nu mai era acolo, ea nici nu observase probabil alte detalii, s-a dus și le-a spus celor doi, adică lui Ioan și lui Petru, este o, să zic așa, cumva o imagine a ucenicilor care se iubesc între ei. Mai existau și alți ucenici, dar toți ceilalți au rămas în cenacol de frica iudeilor, deja se temeau și din această cauză doar Petru și Ioan, să zic, se întâlnesc cu Maria Magdalena și aleargă și ei la mormânt. Subliniem încă o dată că acolo unde există iubire, acolo există și căutarea lui Iisus Hristos și disponibilitatea de a merge și a-L întâlni pe Iisus Hristos. Ioan, în schimb, ajunge primul, fiind mai tânăr. În Evanghelia după Ioan se povestește despre această, să zic, scenă în care el a pus capul pe pieptul lui Iisus și, de asemenea, datorită relației de iubire foarte intime, foarte strânse cu Iisus, el a rămas în fața lui Iisus Hristos atunci când era răstignit. Toți ceilalți l-au părăsit.
Iubirea trece așadar dincolo de cruce, trece dincolo de provocarea cea mai cumplită, care este moartea, și învinge moartea și suferința și crucea. Dar Ioan rămâne exemplul unui om care e tânăr în credința sa. El se comportă într-o manieră smerită, deci e cel care cumva îl lasă pe Petru să intre mai întâi și să constate că mormântul este gol. Nu se pronunță, nu spune nimic absolut, dar despre el se spune la sfârșit că a crezut. Despre Petru nu se spune. Așadar, iubirea este aceea care rămâne fidelă până la moarte și dincolo de moarte și crede în prezența lui Iisus Hristos înviat. Dar, în această privință, sigur, cu o tânără sau cu o credință de asta tânără, sigur, suntem poate și noi cumva cuprinși în această paradigmă sau în acest model de raportare la Iisus înviat. Avem și noi o credință tânără, poate în construcție, în formare, știm ceva și nu ne-ar ședea bine să învățăm pe alții despre Dumnezeu când noi recunoaștem că avem o credință tânără. Credința tânără se caracterizează prin căutare și mai ales, cum am spus, prin acea fidelitate, expresia iubirii față de cel pe care îl cauți. Mi-aș dori ca toți să ne putem regăsi în această paradigmă a Sfântului Ioan. Sfântul Petru este cea de-a treia, să spunem, tipologie a căutării lui Iisus și identificării, să spunem, cu ucenicul care merge pe urmele sale. Însă el are niște probleme, pentru că e mai rațional, după cum știm din Evanghelii. El trebuie să calculeze avantajele, dezavantajele. Și sigur, vine la mormânt, intră al doilea, pentru că, metaforic interpretăm asta, sigur, vine că avea în spate povara trădării. Era cam frică. Nici nu spune nici el ce s-a întâmplat acolo. Dar despre dânsul nu ni se spune că a crezut. Deci a avut nevoie, așadar, de un drum al reconcilierii, al împăcării cu sine, al împăcării cu Dumnezeu, al asumării trecutului, așa cum este el. Și Petru a făcut așa ceva. Sigur, sunt aceste trei itinerari, iubiți frați și surori, care ne invită și pe noi să ne raportăm la Iisus Hristos într-o manieră activă, nu pasivă. Adică să începem și noi să mergem pe un drum așa cum suntem noi. Poate, eu știu, drumul acela al suferinței deznădăjduite sau al încercărilor care nu mai au sfârșit sau al crucii care nu mai poate fi suportată. Ei bine, Iisus este prezent acolo, în aceste momente sau în aceste experiențe pe care le trăim noi. De acolo trebuie început. Așa s-a întâmplat cu Maria Magdalena. Ea, din disperare, a alergat la Petru și Ioan ca să le spună că l-au luat pe Domnul și nu știe unde l-au pus. Ei bine, și noi din disperarea suferinței și a încercării putem să pornim un drum de căutare a lui Iisus în viața noastră. Bine, iubirea așadar vedem că unește aceste trei exemple de căutare a Domnului înviat și pe ea trebuie să punem accentul în această perioadă pascală pentru ca să trăim cu adevărat bucuria Paștelui. Iubirea la care mă refer aici, sigur, este o iubire de asta care se jertfește pe sine în favoarea celuilalt. Este ceea ce în limba latină spunem caritas. Papa Benedict al XVI-lea are o enciclică intitulată Deus Caritas Est. Dumnezeu este acela care se jertfește pe sine în favoarea noastră. Acest fel de iubire, așadar, poate să devină locul în care noi putem trăi bucuria pascală. Cum? Să ne jertfim pentru alții. Da, să facem ceva bun pentru alții, în mod gratuit, fără să așteptăm ceva în schimb. Să iertăm pe ceilalți. Să și primim iertarea celorlalți. Și îmi vin în minte două exemple la nivel mare instituțional, pentru că suntem în Duminica Floriilor la Biserica Ortodoxă, la creștinii ortodoxi, și vreau să vă spun că în anul 1965, în 7 decembrie, seara, Papa Paul al VI-lea pe altarul mărturisirii din Vatican și Patriarhul Atenagoras la Constantinopol, împreună celebrau ridicarea anatemelor
dintre cele două biserici, adică a blestemelor care au fost rostite și au marcat despărțirea, ruptura dintre cele două biserici în anul 1054. Și Papa Paul al VI-lea și Patriarhul Atenagoras au rostit aceste cuvinte: cerem iertare și vă oferim și primim cererea voastră de iertare. Deci noi cerem iertare de la voi și noi primim cererea voastră de iertare. Și în felul acesta s-au ridicat anatemele. Dar drumul a început atunci. Sigur, această acceptare a cererii de iertare, să știți că vine foarte greu în inima unuia care este, cum am spus, centrat pe piatră sau, eu știu, poate este atât de învrăjbit, de înrăit, de, nu știu, individualist, încât nu-i permite celuilalt să intre în sufletul său. Când ceri iertare cuiva și acela ți-o primește, ai un triumf, o victorie asupra răului, asupra invidiei, asupra răutății. Și acela este Paștele, fratele și sora mea. Acela este Paștele. Poate să fie și Pasca, poate să fie și cozonacul și ouăle roșii, nu zic, și astea fac, sunt ingrediente, dar Paștele adevărat este acesta. Să ceri iertare cuiva și acela să-ți primească cererea de iertare, să spună da, te iert, și invers, când cineva îți cere iertare și tu să-i spui din toată inima te iert. Al doilea exemplu a fost între Episcopatul Catolic Polonez și Episcopatul Catolic German în anul 1966. Tot în Vatican s-a întâmplat lucrul acesta. Episcopii s-au întâlnit între ei și au scris chiar niște, au făcut un protocol al cererii de iertare oficiale, numele poporului polonez și numele poporului german, și au cerut iertare unii de la alții și au primit iertare. În felul acesta au celebrat și ei un Paște pentru națiunile lor. Oare nu ar fi de dorit, ca și mai sus, cumva, de, eu știu, de București și de Iași, granița care ne învecinează cu Ucraina, să se ajungă la un astfel de Paște, să-și ceară iertare unii de la ceilalți și să trăiască bucuria în prezența lui Hristos înviat? Depinde. Vom mai medita și alte drumuri de aceste de apropiere de Iisus Hristos înviat și vom vedea alte tipologii în duminicile următoare. Până atunci, dumneavoastră ar trebui să vă, nu știu, puneți o întrebare sau chiar două, dacă doriți așa, și să încercați să răspundeți în lăuntrul inimii. Piatra de la mormântul meu este dată deoparte sau nu? Îmi place să trăiesc în interior, în golul mormântului? Mă complac așa, în acel vid, să trăiesc așa singur, în golul individualismului, egoismului, învrăjbirii cu celălalt? Ne place așa ceva? Deci întrebarea este, piatra de la mormântul meu este dată deoparte sau nu? Și a doua întrebare ar fi asta, unde precis îl întâlnesc eu pe Iisus Hristos înviat? În ce situații, în ce împrejurări sunt dispus să celebrez acest Paște al întâlnirii cu fratele și cu surorile mele? Iată, prin iertare, cum am spus, prin caritas, prin iubirea care înțelege toate, învingem, trecem dincolo de cruce și de moarte și putem trăi cu Iisus înviat pentru totdeauna. Așa să fie, Hristos a înviat!